progress. Lăudat să fie Domnul Iisus. Este
termina ta. Tu ne dai putere, via in aiuta. Pe cărarea negustă, vine la sfârșit. Vrem să fim cu tine, o păstori iubit. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin, amin. Înainte ca fratele Florin să vorbească, aduc și anunțul. După masă de la ora 8:30, ora României, avem părtășie. Vor sluji tinerii, vom fi împreună cu ei și la cuvânt va fi fratele Caleb Nechifor și Domnul să dea har și putere. Voi da loc fratele Florin, care va aduce cuvântul în această dimineață și rugă pe Domnul să-l întărească, să-i dea putere de sus. Amin. Recording stopped. Microfonul, frate Florin. M-auziți acum, da? Da, da. Așa cum am început să spun împreună cu dumneavoastră toți cei prezenți, care simțim unii cu alții și avem aceeași țintă de a sta înaintea lui Dumnezeu și a aduce închinare, ascultarea noastră, viața noastră de zi cu zi înaintea lui Dumnezeu, printr-o trăire sfântă și curată și Dumnezeu să ne binecuvânteze, a lui Dumnezeu să fie toată slava, cinstea și onoarea și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și îl rugăm frumos pe Dumnezeu Tatăl să lase pe Duhul Lui Cel Sfânt peste mine și peste dumneavoastră și noi toți să stăm înaintea Domnului să facem voia Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Cuvântul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră pentru noi toți se află în 2 Timotei, capitolul 4, 3 versete, vreau să dau o citire, începând cu versetul 6. Cei care aveți Sfintele Scripturi la dumneavoastră, Dumnezeu mi-a pus în inimă cuvântul acesta pentru noi toți ca zidire sufletească și ca cercetare înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, 7 și 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, dar acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea ca în continuare să vă rugați pentru mine. Stăteam și chiar zilele acestea înainte Lui Dumnezeu, prin lucrarea aceasta pe Zoom, fie prin alte modalități familiare, și stăteam și mă gândeam că unii poate iau cu ușurință lucrarea aceasta de a vesti Evanghelia și de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Însuși aseară auzeam predica fratelui Iosif și Dumnezeu chiar mi-a vorbit prin lucrarea aceasta după ce am venit de la biserică, prin predica care a avut-o și spunea, prin alte cuvinte, că sunt unii care se grăbesc să rostească Cuvântul lui Dumnezeu și prin grăbirea lor pot să greșească. Acum e adevărat că spune Scriptura, cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Suntem oameni care încă mai greșim. Așa este slăbiciunile noastre, neputința noastră, dar Dumnezeu vrea să fim oameni înțelepți, oameni care să facem voia lui Dumnezeu și să vegem la viața noastră. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15, spune, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să împartem toți acei care ne ridicăm în numele Domnului, fie prin lucrarea aceasta, fie prin alte modalități, să avem o frică, un respect față de Dumnezeu,
că vom fi trași la socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor și poate care nu au dus zidire, și Dumnezeu să ne dea puterea să împarte în drept cuvântul adevărului. Amin? Pe altă parte spune Scriptura că noi nu facem cumva cei mai mulți. Chiar așa de mult să facă, să strice cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de noi! Alții îl răstălmăcesc! Și Dumnezeu să se îndure de fiecare, fie din lucrarea aceasta, de toți slujitorii care se ridică numele Domnului, să rostim adevărul curat, să-L trăim adevărul curat, să-L punem în practică. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, slăvit să fie numele Domnului. Mă gândeam la cuvântul acesta și Dumnezeu mi-a pus în inimă cuvântul acesta și astăzi am să vorbesc despre oameni care au fost gata să-L întâmpine pe Domnul. Despre oameni care și-au pus casa în îndoială, cu alte cuvinte. Întreb pe unii astăzi, frate, aici spunea cuvântul lui Dumnezeu că eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Frate, cum ești cu nădejdea în Domnul? O știe Domnul. Frate, cum ești cu rânduiala la nivel de pace de familie? Și o să vedem după Sfintele Scripturi. Anumiți oameni care și-au pus casa rânduială după voia lui Dumnezeu și l-au întâmpinat pe Domnul cu toată nădejdea. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și în dreptul dumitale, în dreptul meu și te întreabă, ești tu gata să-L întâmpini tu pe Domnul Dumnezeul tău? Sunt eu gata prin viața mea de trăire? Am eu oare o viață sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu? Duhul care este în mine mai spune Maranata? Fraților, surorilor, dragă Biserica lui Iisus Hristos, răscumpărată prin sângele scump, trebuie să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Pavel, omul lui Dumnezeu, era gata și îi spunea că eu sunt gata și clipa plecării mele este aproape. Am văzut zilele acestea, am văzut săptămânile acestea, am văzut parcă în ultimii 2 ani cum Dumnezeu ne vorbește mult prin plecarea multora. Așa cum se spunea, zice, scriul acesta este o evanghelie, este o dovadă lămurită. Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute ca noi să fim gata înaintea lui Dumnezeu. Și despre primul om care am să vorbesc este din 1 Samuel, capitolul 11, versetul 12. 1 Samuel, capitolul 12, scuzați-mă. Începând cu versetul 1, cei care vezi Sfintele Scripturi, 1 Samuel, capitolul 12, 1. Samuel, poporul cerea un împărat. Samuel era la bătrânețe și spunea, el a vrut să-și facă o verificare înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului cu privire la viața lui. Vreau să pun o întrebare. E frumos ca un om înțelept să-și facă verificare înaintea lui Dumnezeu și înaintea plecării lui? Sigur că da. Normal, în fiecare zi. E foarte frumos și cuvincios înaintea lui Dumnezeu să ne cercetăm. Avem noi lucrurile puse la rânduială și pe orizontal și pe vertical? Sau putem să zicem, mă, slavă Domnului, eu cu Domnul bine, dar cu cei din prejurul meu o știe Domnul. Nu. Și uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, Samuel a zis întregului Israel, iată că v-am ascultat glasul în tot ceea ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. Dar acum iată împăratul care va merge înaintea voastră, cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. O slujit înaintea lui Dumnezeu. O stat înaintea Domnului în slujirea lui, slăvit să fie numele Domnului. Iată-mă mărturisiți, spune cuvântul versetul 3, iată-mă mărturisiți împotriva mea și în fața Domnului și în fața unsului lui,
cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Samuel a vrut ca înaintea plecării lui să-și verifice viața. Mă, nu cumva am făcut ceva chiar din neștiință și eu vreau să plec înaintea Dumnezeului meu curat? Oare este important să îți pui rânduială cu cei din prejurul tău lucrurile și să fii un om înțelept ca să-L întâmpini pe Dumnezeul tău cu toată cinstea, cu toată sfințenia, slăvit să fie numele Domnului și să fii gata și în privința aceasta? E foarte important înaintea lui Dumnezeu. Spune și poporul, versetul 4, ei a răspuns, nu ne-ai apăsat, nici nu ne-ai nepăstuit și nici nu ai primit nimic din mâna nimănui. Slăvit să fie numele Domnului, să se poată spune lucrul acesta despre dumitalii, despre mine, să o spună vecinii, să o spună copiii, să o spună întreg popor. Slăvit să fie numele Domnului. Ați văzut dumneavoastră când cineva pleacă din mijlocul nostru și chiar a avut o viață curată, ce frumoase cuvinte, de la nimeni n-ați auzit niciun cuvânt rău cu privire la sora noastră scumpă care a plecat. Chiar dacă n-am cunoscut-o în trup, mulți dintre noi am mărturisit pe baza vieții ei și a trăirii și a călăuzirii a Duhului Sfânt că Dumnezeu a lucrat prin sora. Slăvit să fie numele Domnului. N-ai vrea să se spună și despre dumitalii la fel? Oare eu n-aș vrea să spun și că poporul a dus mărturie? Nu? Nimic nu ne-ai luat, nimic nu ne-ai supărat, nimic nu ne-ai năpăstuit. Samuel și-a pus viața în rânduială înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului. Și noi trebuie să facem la fel, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și a zis nimic din mâna nimănui. El a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsului lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele și ei au răspuns, suntem martori. N-ați găsit nimic rău, n-ați găsit nimic nelegiuit, n-ați găsit nimic care să vi făcut eu rău înaintea voastră. Fraților, vom vedea din Sfintele Scripturi oameni care au fost gata. Știți că sunt oameni creștini în Scripturi care n-au știut când a fost plecarea lor de pe pământ. Dar găsim oameni în Scripturi care au cunoscut plecarea lor de pe pământ. Cunoaște oameni și vedem oameni care au fost înștiințați și printre noi sunt oameni care au fost înștiințați și care au fost în cunoștință. De exemplu, despre Iacov, înainte de plecarea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 48 cu 21, Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va duce înapoi în țara părinților voștri. Om care a știut, un om care a stat înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce îmi place mie de cu privire la Iacov? Spune Scriptura, și aici vreau să aduc un cuvânt de îmbărbătare cu privire la cei în vârstă. Spune în Geneza, capitolul 48 cu 10, ochii lui Israel erau îngreunați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif s-a apropiat de el și de Israel și l-a sărutat și l-a îmbrățișat. Și în versetul 9 spune, apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvântez. Un om în neputință, un om care nu mai vedea bine, un om care nu mai avea puteri, poate să se roage cum s-a rugat în tinerețe, un om care poate nu mai vestea Evanghelia și putea să zică, Doamne, sunt neputincios, dar nu s-a dat bătut. În neputința lui a putut și a strâns toate puterile și a binecuvântat pe cei din prejurul lui. Fău și dumitale. I-a adunat pe toți copiii lui, spune Scriptura. I-a adunat în capitolul 49 cu 1. Iacov i-a chemat pe fiii săi și a zis, strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile celor ce vor veni. Veniți la mine, eu sunt bătrânul Iacov, dar sunt în neputința aceasta a pământului, a trupului. Dar vreau să vă spun,
am puterea să vă prorocesc că Dumnezeu îmi dă puterea să vă vestesc lucruri care vi se vor întâmpla. În neputința trupului, înainte de a pleca de pe podul pământului, să ai puterea, să ai vedenii, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În neputința trupului, când nu mai vezi bine, să ai puterea doar prin mângâiere să te cerceteze Duhul Domnului și să-ți încrucișeze mâinile, să poți să binecuvântezi pe cine zice Dumnezeu. Să ai puterea să binecuvântezi la bătrânețe și înainte de plecarea ta, fă-o cu drag. Rezolvă-ți problemele dacă vrei să fii gata înaintea lui Dumnezeu cu cei din prejurul tău. Slăvit să fie numele Domnului. Merg mai departe și un alt om, un împărat al lui Dumnezeu, un om cu inima după voia lui Dumnezeu. Spune în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 4, învățăturile date lui Solomon la moarte. De unde o știu David că moare? De unde o știu David că este plecarea lui? O simțit? I-a vorbit Dumnezeu? David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: măi, ce-mi place mie de oamenii aceștia, așa cum am spus despre Iacob. Și mulți dintre noi mă duc pe la ei, mai cercetăm, mai vizităm. Frate, cum ești? Frate, nu-ți mai stare de nimic. Frate, nu mai pot face nimic. Frate, nu-i vorba dacă poți face ceva cu privire la lucrurile pământești. E vorba dacă poți face ceva spre slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin? Mărturisește-L pe Dumnezeu la bătrânețea ta. Proslăvește-L pe Dumnezeu la bătrânețea dumitalii. Slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu să întărească toți frații în vârstă și surorile în vârstă și tinerii și cei care stăm înaintea Domnului. Omul acesta a avut puterea să dea sfaturi. Dumitale, mai ai puterea să dai sfaturi? Mai ai timp? Că ți-o da, Domnul, timp, că ești la pensie. Spunea un frate nu de mult, auzeam, zice, tatăl meu la 72 de ani sau 78 de ani, dacă nu greșesc, zice, am mai făcut o casă. Slăvit să fie Domnul, nu-i rău lucrul acesta. Dar oare dacă ne ocupăm de lucrurile pământești, ne ocupăm și de cele duhovnicești? Amin? Dumnezeu să ne dea putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, David s-a apropiat de clipa morții în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 1. Și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând, și uitați-vă ce sfaturi i-a dat. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. E adevărat că toți vom muri. Fie că vrem, fie că nu vrem. Mi-aduc aminte de o ilustrație. Un om bogat și-a făcut un buncăr, spunea cineva, blindat în pământ. Și după ce l-a terminat, a lucrat mult timp la el și a investit foarte mulți bani în averea aceasta, în lucrarea aceasta. Și-a chemat oameni, politicieni, a chemat oameni cu nume, ziariști. Și a zis, vedeți, oameni buni, mi-am făcut buncărul acesta, zice, nici chiar moartea să nu intre aici. Și un ziarist creștin s-a apropiat de el și a zis, vreau să vă spun un lucru. Moartea are putere să intre aici. Și el susținea tare. Și nu a durat mult. Cam un an de zile spunea cineva că însuși acolo el stătea și a murit în buncărul acela. Știți de ce? Că vrei, că nu vrei. Când Dumnezeu a hotărât să trimită și să ți este scris până la clipa aceea, până la ceasul acela, slăvit să fie numele Domnului, vei pleca de pe pământ la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Știți că sunt în Scriptură oameni care și-au dorit să moară? Ieremia și alții. Noi dorim să trăim pe pământul acesta cât va îngădui Dumnezeu, dar să trăim spre slava numelui Său. Amin? Și o să vedem că însuși după moartea noastră, ceea ce noi am semănat, ceea ce noi am practicat, ceea ce noi am făcut, aduce rod. După moartea Domnului nostru Iisus Hristos și învierea Lui, ce rod a adus? Și o să vorbesc la momentul potrivit despre acest lucru. Este foarte important, fraților, surorilor, în neputința noastră, în momentele acelea, și înainte să ajungem pe în pragul morții, să putem să dăm sfaturi celor din prejurul nostru. Să putem să îmbărbătăm, să putem să încurajăm,
Ce minunat spuneau frații, zice, m-am dus la fratele de tânăr cu cancer în ultima fază, pe pat doctorul l-a trimis acasă. M-am dus să-l îmbărbătez, să mă rog pentru el. Ei, dar când a ajuns acolo, tânărul acela, plin de bucuria mântuirii, plin de nădejde că se întâlnește cu Hristos, zice, când a început să-și caște gura, să spună și să mărturisească despre Dumnezeu, a rămas fără cuvinte. El m-a îmbărbătat pe mine. El care era să plece, cu privire să plece în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Că oamenii aceștia au nădejde în Hristos. Oamenii aceștia n-au dat nicio clipă înapoi. Oamenii aceștia au stat statornici. Și spune versetul 3 din 1 Împărați, capitolul 2. Păzește poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzând legile lui. Păzește, ascultă. Davide, tu mai ești în stare să dai sfaturi fiului tău? Până acum nu i-ai dat. Eu da. Dar au vrut să-i readuc aminte. În momentul acesta au vrut să lase un testament, să zic, auzi, ceea ce e mai important pentru mine, mai presus ca bătăliile, mai presus ca luptele, mai presus ca războaiele, nu uita un lucru, păzește poruncile lui Dumnezeu. O dăruit lui Solomon și a avut mai bun și mai scump. Spune cuvântul lui Dumnezeu, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce, slăvit să fie numele Domnului. Și versetul 4, și pentru ca Domnul să înmulțească, să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine, dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor, și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel, slăvit să fie numele Domnului. Vor fi oameni care să-ți poarte numele și vor fi oameni care să ducă numele în continuare, slăvit să fie numele Domnului. Da, am văzut în Vechiul Testament oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu, am văzut oameni care au mărturisit pe Dumnezeu. Haideți acum să mergem în Noul Testament. Sunt mulți mai mulți în Vechiul Testament și în Noul. Dar vreau să vorbesc despre câțiva oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu și au fost gata. Au fost pronți, au fost pregătiți și au știut chiar până în ultimul moment ce să facă și cum să procedeze înaintea lui Dumnezeu cu viața lor. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 57, vorbim despre primul martir, despre Ștefan, un om tânăr, un om care a fost ales în lucrarea lui Dumnezeu ca diacon și care avea și darul de a vesti Evanghelia, un om care poporul a văzut în el o trăire frumoasă și cuvincioasă, un om tânăr care avea toată viața la dispoziție să zică, auzi, am timp să mă pocăiesc, sau un om tânăr care a putut să judece cu Dumnezeu, să zică, Doamne, eu n-am avut timp să vestesc mult timp Evanghelia Ta, Doamne, de ce mă iei acasă? Că eu pot să fiu o binecuvântare în mâna Ta. Să trăiesc și eu până la 80 de ani, să vestesc Evanghelia ca și Petru, ca și Ioan și ca alții apostoli, care au murit la bătrânețe, alții au murit la tinerețe. N-o zis așa. A vestit Evanghelia, s-a sculat în numele lui Iisus Hristos, a fost plin de Duhul Sfânt și spune Scriptura, că versetul 51 din capitolul 7, Faptele Apostolilor, oameni tari la cerebice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Să ai puterea! Iacov a avut puterea să binecuvânteze la bătrânețe sau înaintea plecării lui. Au avut puterea să se lase călăuzit de Duhul Sfânt și să vestească prin glas profetic vremurile care se vor întâmpla. Samuel și-a pus casa rânduială înaintea lui Dumnezeu, să plece. David a dat sfaturi înaintea lui Dumnezeu cu privire la Solomon și la copiii lui. Și omul acesta nu îl interesează, plătește însuși cu prețul vieții lui despre mărturia Domnului Iisus Hristos. Îmi pun o întrebare și sunt și eu destul de tânăr. Vremurile care vor veni, ascultam cauzile,
îmi pierd locul de muncă și se aud glasul profetic și este scris că creștinii adevărați vor trăi prin credință în vremurile din urmă. Doamne, mă rog înaintea Domnului și să zic, Doamne, sunt atât de slab în vremea aceasta. Oare voi putea rezista? Oare voi putea sta dacă omul acesta, tânărul acesta, cred că dacă stau și mă gândesc că a fost mult mai tânăr și ca mine, a avut puterea să înfrunte cu însuși prețul vieții lui și să plătească cu viața lui, dar mărturia lui Hristos a stat în picioare. Biserica lui Dumnezeu, suntem chemați să ducem mărturia lui Hristos printr-o viață sfântă și netăgăduită și să mărturisim că Hristos este Domnul, chiar cu prețul vieții noastre. Vine vremea când oamenii vă vor da la moarte, frate pe frate se vor vinde. Da, vine vremea și nu-i departe. Haideți să ne stăm înaintea Domnului, să ne îmbrace cu Duhul Sfânt, să ne îmbrace cu autoritate, să ne îmbrace cu putere și cu privire la valurile care vor veni cu privire la noi. Să stăm în picioare cum au stat și Ștefan, cum au stat apostolii, cum au stat cei trei tineri în Valea Dura, cum au stat Daniel în groapa cu lei. Și noi să mărturisim că Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul. Doamne, dă putere poporului Tău astăzi. Întărește-ne, îmbărbătează-ne, ajută-ne, Doamne. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5-7 din Fapte, capitolul 7. Ei au început atunci să răgnească și au stupat urechile și s-au năpăstuit într-un gând asupra lui. De ce? Le spunea adevărul. Mărturisea că Hristos este Domnul, spunea despre puterea lui Dumnezeu. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, care era Pavel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și aruncau cu pietre în Ștefan, omul acesta înainte de moarte, care a văzut cerul deschis și slava lui Dumnezeu și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Și Dumnezeu l-a întărit, slăvit să fie numele lui Dumnezeu și spunea, vino Ștefane, vino că vei moșteni împărăția sfinților, vino că ai dat o dovadă ca primul martir și nu te-ai dat înapoi cu privire la prima, la biserica primară, slăvit să fie numele Domnului. Și spune, se ruga și zicea, ai puterea în clipa morții să te rogi? Ai puterea în clipa morții și să stai înaintea lui Dumnezeu? Și nu să te rogi, Doamne, 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 făm cum suntem noi obișnuiți. Se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu, învrednicește-mă, sfințește-mă. Și continuă cuvântul, apoi a îngenunchiat și a strigat, ai mai avut puterea să strigi, Ștefan? Ai mai avut puterea să te rogi? Da, am avut-o, că Duhul mi-o dădea, slăvit să fie numele Domnului. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. S-a rugat, nu pentru el, s-a rugat, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Vedeți dumneavoastră ce moarte a avut Ștefan? Vedeți dumneavoastră că el chiar în clipa morții a avut puterea să se roage pentru cei nevinovați? Știți cine a făcut acest lucru mai întâi nou? Domnul Iisus Hristos stătea pe cruce cu coroană de spin, lovit, scuipat, bajocorit, istovit trupul, nu mai avea putere, dar a zis, Tată, ce important, fraților, un om al lui Dumnezeu, în momentul plecării lui, are puterea prin Duhul Sfânt să-L priamărească pe Tatăl, să se roage pentru cei nevinovați, să uita la întreaga omenire, să uita la mine și la tine, s-a uitat la noi toți și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Noi să avem puterea aceasta. Credeți că e la voia întâmplării că l-a lăsat pe Ștefan Dumnezeu în Scriptură pentru noi ca întărire? L-a lăsat pe Iosif după ce a fost aproape, a vrut să-l omoare și să-l bajocurească și el a înțeles planul lui Dumnezeu și a iertat pe frații lui? Da, Domnul Iisus Hristos a rugat pentru cei nevinovați. Domnul Iisus Hristos a rugat pentru cei care l-au prigonit. Domnul Iisus Hristos nu s-a judecat cu ei în momentul acela că va exista o judecată dreaptă
la vremea cuvenită, slăvit să fie numele Domnului, îmi pun o întrebare. Am eu puterea astăzi cât timp mai trăiesc în trup să mă rog pentru cei ce mă prigonesc? Doamne Iisuse, dă-mi putere și ajută-mă să am seamă și eu cu tine și cu ucenicii tăi și cu sfinții tăi și cu biserica ta, slăvit să fie numele Domnului. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, despre un alt om al lui Dumnezeu. În Luca, capitolul 2, versetul 25, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și iată, că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă. Ca să fii un om sănătos în Hristos, ca să fii un om care să aștepți venirea Domnului Iisus Hristos și să nu-ți fie frică de pasul morții, trebuie să ai o viață sfântă. Și trebuie să am o viață sfântă. Dar vreau să pun o întrebare și să fim sinceri cu viața noastră. În vremea aceasta atât de ispitită, în lumea aceasta atât de perversă, la orice pas, copiii noștri, noi ca părinți, frați în vârstă, atâtea piedici, atâtea lupte, atâtea ispite. Într-o vreme ca aceasta, nu? Vedem tineri, așa cum am spus și altă dată, vedem frați, se roagă cu putere astăzi, stau, mijlocesc și dintr-o dată vezi că nu mai au putere de rugăciune, nu mai au putere unii să dea drumul la lucrări înaintea lui Dumnezeu ca vas de lucru, nu mai au putere, știi de ce? Că păcatul a luat puterea. Păcatul a mânjit viața. Doamne Iisuse, dacă Simeon ajută-ne și pe noi să ducem o viață sfântă, a te putea întâmpina pe tine cu o viață sfântă și curată, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Continuă cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Un alt lucru. Trebuie, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Frica, în momentul când ai oportunitatea și ești ispitit să păcătuiești, să-ți fină frica lui Dumnezeu și să nu păcătuiești. Să ai respect față de Creatorul tău, de Mântuitorul tău, de Dumnezeul tău și să duci o viață cu frică și o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Respectul tău să fie întotdeauna față de Dumnezeul tău. Continuă cuvântul lui Dumnezeu. El un alt gând, un om al lui Dumnezeu, care vrea să-L întâmpine pe Domnul, el aștepta mângâierea lui Israel. Cu alte cuvinte, el aștepta mântuirea lui Israel. El aștepta mântuirea sufletului lui, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și el iubea această lucrare, stătea în așteptare. Acum vreau să vă spun o întrebare. Dacă Pavel spunea că eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, tu cu una? Mai aștepți tu răpirea? Mai aștepți tu să te întâlnești cu Dumnezeul tău? În ce fel? În ce mod? Oricum, vino Doamne Iisuse de pe buză? Nu. Nu vrea Dumnezeu lucrul acesta? Poporul acesta se apropie de mine doar cu buzele, dar cu inima este departe. Unii se apropie, laudă pe Dumnezeu, cântă cântări, spun poezii, sunt posturi, dar viața lor denotă altceva. Fraților, nu putem sluji lui doi stăpâni. Noi putem sluji lui Mamona și lui Dumnezeu? Trebuie să ne dedicăm viața doar lui Dumnezeu. Și El aștepta mângâierea lui Israel. Și noi așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să vină. Dar știi cum? Nu oricum aștepta mângâierea lui Israel. Aștepta cu o viață sfântă. Aștepta cu o viață, cu o frică de Dumnezeu și respect de Dumnezeu. Și ce-mi place în versetul 25 și spune și Duhul Sfânt era peste el. Au început bisericile, trebuie să spun lucrul acesta, să nu mai stăruiască pentru Duhul Sfânt. Au început bisericile să fie reci, au început bisericile să le fie frică,
Cunosc frați și surori că nu merg la adunarea locală, că mi-e frică să nu mă umplu de COVID. Nu trebuie să ne fie frică, fraților, fiindcă oricând vrea Dumnezeu să mă duc acasă, mă duce. Important e să fiu un om pregătit. Important e să fiu un om gata. Important e să fiu un om care să iubesc pe cei din prejurul meu. Important e să am puterea de a ierta, cum mi-a iertat Hristos, cum mi-a iertat Iosif pe frații lui, cum mi-a iertat Ștefan, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu pentru cei din prejurul lui. Fii și tu gata. Și ce-mi place cuvântul lui Dumnezeu? Nu numai că era plin de Duhul Sfânt, spune versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase. Duhul Sfânt, nu numai că boteza cu Duhul Sfânt, slavă Domnului, vorbesc în alte limbi. Duhul Sfânt lucrează în mine, produce roadă, mă înștiințează, îmi arată calea adevărată, slăvit să fie numele Domnului. Mă înfrânează, îmi dă puterea să mă înfrânez, spune, mă, oprește-te! Că dacă tu nu te oprești, uite unde vei ajunge, vei ajunge în moarte. Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm înștiințați de Duhul Sfânt, să lăsăm darurile lui Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru și Dumnezeu să-și proslăvească numele prin darurile lui, slăvit să fie numele Domnului. Așa e că se simte când pleacă cineva cu darul din mijlocul nostru? Așa e că simțim lipsa? Așa e că simțim că nu mai auzim, așa vorbește Domnul cu tătul, că slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai lăsat în mijlocul nostru și frați care să aibă vedenii și darul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Doamne, ridică mijlocul nostru vase de lucru. Ridică mijlocul nostru oameni care să stea în spărtură, oameni care să aibă înștiințări din partea ta. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îl înștiințează că nu va muri înainte să vadă pe Hristos, pe Hristosul Domnului. Știi care este dorința lui Dumnezeu? Cu privire la orice om. La orice om. Dorința lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă dorește întoarcerea lui. De aceea a murit Iisus Hristos. De aceea a venit Iisus Hristos pe pământ. Pentru mine și pentru tine. Și îți vei pune întrebare, dar are Dumnezeu puterea să mă ierte pe mine păcătosul sau păcătoasa? Eu, frate Florine, dacă ți-aș mărturisi că te-am făcut și știu că poate sunt printre noi sau care mă vor asculta și își pun întrebarea aceasta, dacă ți-aș spune că te-am făcut, te vei spăria? Nu contează. Pentru tine a murit Iisus. Te cheamă Iisus la pocăință, te cheamă Iisus la întoarcere reală, te cheamă Iisus să te împaci cu El, te cheamă Iisus prin jertfa Lui să fii iertat, să crezi în jertfa Lui, să-ți mărturisești păcatul și de azi încolo să te împaci cu Dumnezeu, că clipa plecării tale nu știi când va fi. Și nu vreau să fiu amenințare, că unii au zis câteodată la evanghelizări, dacă nu te vei întoarce, dacă nu te vei pocăi. Și unii au zis, dar ce ne amenință acum? Noi nu amenințăm pe nimeni. Noi chemăm la pocăință pe toată lumea. Că asta este voia lui Dumnezeu. Și a vrut să vadă pe Hristosul Domnului. A vrut să vadă mântuirea personală. A vrut să-L vadă pe Cel ce mântuiește. A vrut să-L vadă pe Cel care este sortit de Dumnezeu. Ca omenirea să fie mântuită. Și așa cum spune în Fapte 4:12, nu s-a dat un alt nume în cer, pe pământ și sub pământ în care să fii mântuit decât în Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Continuă cuvântul lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să vin și noi mânați de Duhul Sfânt. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la El ce poruncea legea, versetul 28, Simeon l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, uite, un alt om care binecuvântează pe Dumnezeu înaintea plecării lui. Un alt om care are puterea să binecuvânteze. Slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântarea ta, lui Dumnezeu, să fie pe buzele tale în fiecare zi. Noi binecuvântăm pe frați la urmă și rostim cu toții, 100, cât suntem, 200, eu știu, 50. Și Domnul să te binecuvânteze, frate Caleb, Domnul să te binecuvânteze, frate Dumitru, Domnul, și foarte bine face. Și să o binecuvântăm și aici când ne vedem, dar și în rugăciunile noastre. Amin?
spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum, acum, Doamne, viața mea este împlinită. Sfânt, cu frică de Dumnezeu, călăuzit în practică de Duhul Sfânt, mântuit, Doamne, viața mea e împlinită. Cu alte cuvinte, aceasta este împlinirea noastră. Aceasta este împlinirea unui creștin. Să ducă o viață sfântă. Să aibă frică și respect de Dumnezeu. Să fie plin de Duhul Sfânt. Să lucreze Duhul Sfânt prin înștiințări în viața lui, prin călăuzire. Și să aștepte mântuirea, să fie mântuit. Vreau să spun, mai ai altă dorință? Mai ai altă dorință? Ai mai vrea altceva să-ți dea Dumnezeu pe lângă acestea? Mântuire, plinătate de Duhul Sfânt, vrednicie de împărăție, haina sfințăniei. Ce frumoase lucruri le avea Simeon. Aș vrea ca în ziua aceea și în ziua de astăzi, nu numai în ziua aceea, astăzi, că despre Simeon se spunea cât timp trăia în trup, că avea aceste caracteristici, avea aceste lucrări care vineau de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Astăzi să se spună despre dumitale și despre mine lucrarea aceasta, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Acum, versetul 29. Slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Acum, Doamne, sunt gata, nu mai are rost. Viața mea a fost până aici, în plinătatea vieții mele a fost, Doamne, nu casa, nu masa, nu mașinile, nu ogoarele. Vorbeam despre Samuel, că și-a pus în îndoială pe verticală și orizontală și alții. Știți, fraților, că printre noi sunt mulți frați în vârstă, mulți părinți care nu-și fac rânduială între copii și lasă lucrurile așa cum, lasă că o știe Domnul. Nu. Știi ce vrea Dumnezeu? Ca după plecarea ta, în urma pașilor tăi, în urma vieții tale, copiii să scalce pe urmă și să zică: da, tata a lucrat cu înțelepciune și cu mama și a lucrat corect și în urma pașilor lor o lăsa pace în familie. Da. Aici vorbesc și cu privire la lucrările pământești și cu privire la lucrările duhovnicești. Dumnezeu să dea înțelepciune fraților, Dumnezeu să dea înțelepciune fraților în vârstă, Dumnezeu să dea înțelepciune părinților, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu. Ajung apoi la textul de unde am pornit, din Timotei, capitolul 4, la versetul 7. M-am luptat lupta cea bună, i-am isprăvit alergarea și am păzit credința. O credință sănătoasă de a-L întâmpina pe Domnul. O alergare după voia lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu. Nu putem să alergăm oricum, nu putem să facem ce vrem, nu putem să predicăm ce vrem, nu putem să trăim cum vrem, nu. Noi alergăm și vrem să lucrăm după voia lui Dumnezeu. Versetul 8. De acum avem nădejde în el. Oamenii care vreau să-L întâmpine pe Dumnezeu aveau nădejde. Simeon avea nădejde că nu va muri până când nu va vedea mântuirea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iar acum așteaptă cununa neprihănirii. Cununa neprihănirii pentru dumitale este pregătită și pentru mine. Vrea Dumnezeu astăzi să te facă conștient și să îți dea puterea să rămâi lângă El și să primești această cunună, dar așa cum am spus, nu oricum. Primim mai întâi, noi am primit mântuirea în dar, aceasta nu o putem plăti, aceasta este plătită deja. Este darul lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar noi putem să ducem mântuirea în continuare până la capăt, cu frică, cu respect, cu cutremur, cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, și putem să avem fapte binecuvântate, plăcute înaintea lui Dumnezeu, în care să fie proslăvit Dumnezeu prin faptele noastre.
dar acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, nu oamenii, Domnul, împăratul împăraților, slăvit să fie numele Lui, judecătorul cel drept, care judecă după dreptate. Și ce-mi place de Pavel, nu e egoist, nu se uită numai la el. Oh, numai eu, bine, slavă Domnului, bă, mie-mi dă Domnul. El e un om care îi pasă celor din prejurul lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea, vor fi iubit venirea lui, venirea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, vino Doamne Iisuse, că ne dor de tine. Vino Doamne Iisuse, dă-mi vrednicește-ne, sfințește-ne, dă-ne lumină, să trăim frumos, să fim oameni împăcitori. Și vorbeam odinioară despre că un om care trăiește sfânt, curat, un om care trăiește o viață sfântă, însuși după plecarea lui, după moartea lui, oamenii îi calcă pe urme. Și primul după care noi călcăm pe urme este Iisus Hristos, care a fost fără de păcat, a fost fără vicleșug, a fost sfânt în toate privințele, a fost curat și El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat un drum și călcăm pe urmele Lui și învățăm cuvântul Lui și îl practicăm cuvântul Lui și comunicăm cu El și mulțumim lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem, sunt și oameni din Sfintele Scripturi care au trasat drumul și chiar după moartea lor s-au văzut rod. Știți că, cum spunea fratele la mormântare, zice că sicriul acesta este o evanghelie. Știți că spune un cuvânt în Isaia că Dumnezeu îl ia pe cel neprihănit cu privire la cel rău? Și Dumnezeu duce câteodată un neprihănit dintr-o casă, dintr-o adunare, ca să se pocăiască oamenii, să învețe ce-i frica și ce-i viața și să își dea seama că nu suntem decât Lut. Și ultimul gând, un cuvânt de îmbărbătare pentru noi și de zidire, pe lângă ceea ce am spus până în momentul acesta. Epistola a doua subornicească a lui Petru, capitolul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Măcar că le știți și că sunteți tari în adevăr pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Pavel, chiar dacă câteodată repeta mereu poate aceleși lucruri, dar spunea, vouă vă este de folos, ca și Petru. Vouă vă este de folos. Și nu vedeți dumneavoastră un părinte de câte ori spune la un copil că nu-i voie? Dacă scrie un părinte undeva pe o hârtie, de la momentul ce copilul începe, de la un anișor, ce începe să înțeleagă anumite lucruri, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, până la, să zicem, vârsta de 18 ani, 20 de ani, cred că s-ar spărie de câte ori ar zice nu-i voie. Da, Dumnezeu de câte ori vine la noi și ne spune, mă, nu-i voie. Nu-i voie. Nu-i voie să vorbești pe frați de rău. Nu-i voie să bajocorești pe văduvă și pe orfan. Nu-i voie să vorbești de rău prorocii unși lui Dumnezeu, că uite ce ți se poate întâmpla. Nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Și știți că copiilor noștri nu le place să le spunem nu-i voie? Că de aceea dau anticrist și vrăjmașul de legi care-i voie. Împotriva voii lui Dumnezeu. Și ce interesant, că noi când eram copii și dacă l-aș întreba pe fratele Drăgan și fratele Dumitru, alți frați mult mai în vârstă ca mine, de câte ori ți-au zis taică tău că nu-i voie cu tare lucru. Și nu l-o repeta ca și noi în vremea noastră de acum. Știți de ce? Că zice Scriptura că în vremurile din urmă copiii vor fi neascultători. De aceea noi repetăm într-o zi, probabil eu spun copiilor mei într-o zi de 10 ori sau în altă zi odată sau în altă zi de 50 de ori nu-i voie. Și am spus, nu știu de aici, dar ieri la biserică, în timp ce slujeam la un intens, spuneam,
tatălui meu niciodată nu i-am spus nu și mamei mele odată i-am spus în viața mea nu. Și mi-a părut rău și pentru acel nu. Odată în viață. Poate unii tineri mă aud acum și vor râde și vor zice nu cred, frate Florine. Înaintea lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea mea. Mame, câteodată mai întorceam, da, mai ăsta. Dar tatălui avea o autoritate. Cuvântul lui, când a zis, mă, du-te, adu. Până am zis să meargă fratele meu, să facă cu tare și cu tare. Dar îmi pun întrebarea, o dispărut frica aceea de părinți? Așa-i? O dispărut. Să aibă Dumnezeu milă de copiii noștri. Să binecuvânteze Dumnezeu părinții să știe cum să se raporteze, că sunt vremuri grele. Doamne Iisuse, binecuvântează familiile. Spunea Pavel cuvântul lui Dumnezeu. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu în 1 Petru capitolul 1 versetul 14. 2 Petru, scuzați-mă. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. I-a arătat Dumnezeu? A fost conștient de plecarea lui? Sigur că da. Îmi voi da ostenarea, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce aminte totdeauna, aminte de aceste lucruri. Băi, Pavel, dar ce putere ai tu? Ce autoritate ți-o dat Dumnezeu să spui cuvintele acestea? Da, da, da. Nu uitați, fraților, surorilor, ce ați semănat după moartea voastră iese la iveală. Nu? Noi, ca să se nască Hristos, noi trebuie ca euul acesta, ca bomul acesta de grâu, care este semănat, să moară mai întâi. Și când aduce rod? După moarte. Nu? Dacă Domnul Iisus Hristos se năștea, făcea vindecări, făcea minuni și el nu mai accepta moartea și nu era răstignit, ci pleca înapoi în împărăția lui. Mai să vedea rod în urma lui? Mai să vedea oameni întorși la mântuire? Nu, nu, nu. Nu. Ăsta e adevărul. Nu uita. Trasează un drum ca și prin moartea ta, prin viața ta, plecării tale de pe podul pământului, cum a zis Pavel, sunt gata să se vadă Hristos, să fie proslăvit Hristos prin cântările care Dumnezeu, dacă te-o chema la cântare, prin prorocii, prin vedenii, prin cuvânt, prin poezii, prin ceea ce ți-o dăruit Dumnezeu. Pune preț pe chemarea și darul care Dumnezeu ți-l o da. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte totdeauna, aminte de aceste lucruri slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și aici vreau să mă apropii de încheiere și să spun. Dă-ți osteneala. Dă-ți osteneala. Puneți rânduială casa. Verticală, orizontală. Dă sfaturi, încurajați-o, în neputința trupului, fi plin de duh, să ai nădejdea revenirii. În momente dificile ca și Ștefan, pe neașteptate, să mărturisești că Hristos este Domnul. Și au stat în picioare și au avut puterea să se roage pentru ei, cum s-a rugat Iisus pentru noi. I-a iertat. Omului Dumnezeu Simeon ne-a dat o lecție. Vă spun, puține cuvinte scrie în Biblie despre el. Dar o dat o lecție bisericii și nouă, un drum și-o trasat-o, o viață sfântă, o viață călăuzită de Duhul Sfânt, o viață plină, o viață cu respect față de Dumnezeu și o viață care a văzut mântuirea și o viață care a zis, Doamne, gata, împlinirea vieții mele au fost aceste lucruri. De acum încolo nu am treabă. Doamne, n-am fost legat nimic de pământul acesta cu nimic. Slăvit să fie numele Domnului. Și să ne ajute Dumnezeu și noi, ca și Pavel, să spunem că suntem gata și Dumnezeu ne-a făcut să ne-a vrednicit. Că eu sunt gata să fiu turnat cu o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Aș vrea să vă binecuvântez pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un duc de rugăciune pentru cei dragi care au plecat din mijlocul nostru. Așa cum am spus, eu săptămânele acestea, fie pe lângă sora Crina, am mai avut un caz aici de 51 de ani. A rămas două fetițe la 10 ani, la 6 ani. Și mama
Așa de frânt mi-a fost inima săptămânile acestea și, Dumnezeu, vreau să vă spun, când frânge o inimă și când Dumnezeu se uită la o inimă zdrobită, că simți cu ceilalți din prejurul tău, nu uitați nimic, nu uitați că este o apropiere de Dumnezeu. Nu mai râzi atâta, nu mai ai chef de viață atâta, hai să fim sinceri, du-te în casa de jale și te vei face mai înțelept. Doamne Iisuse, întărește-ne să binecuvânteze Dumnezeu familiile care au fost greu încercate și noi ca biserică, ca popor al lui Dumnezeu, avem datoria să-i sprijinim în rugăciune. Eu mă voi pleca pe genunchi și mă voi ruga înaintea Domnului, împreună cu dumneavoastră, slăviți să fie Domnul. Suntem înaintea Ta, Părinte veșnic, Dumnezeu care dai viață. Și să mulțumim frumos pentru ziua aceasta care ai pregătit-o pentru noi, ca să ne vorbești din Sfintele Scripturi, să te apropii de noi prin sfatul Tău duhovnicesc. Doamne Dumnezeule, să mulțumim pentru harul și iubirea Ta și să mulțumim, Doamne Dumnezeule, că încă Tu ne mai tragi un semn de alarmă la, cu privire la viața noastră și la rânduiala casei noastre. Să avem puterea să ducem o viață sfântă, curată, plină de Duhul Sfânt. Să avem puterea să ne rugăm pentru cei de lângă noi. Să avem puterea să sfătuim pe alții. Să avem puterea, Doamne, până la ultima suflare. Să avem nădejdea, Doamne Dumnezeule, că chiar după plecarea noastră, cei din prejurul nostru se vor întări, se vor îmbărbăta și te vor lăuda pe Tine că ești Dumnezeu care dai viață, slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Te rog frumos, Doamne, să binecuvântezi familiile care sunt greu încercate. Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i întărești prin Duhul Sfânt. Doamne, te rog frumos să întărești familia Negeș, Doamne, pe fratele Ion și cei doi copii, Doamne, care au rămas, Doamne, ca Tu să dai mântuire în dreptul celor două fete, Doamne. Te rog frumos să întărești, Doamne Dumnezeule, pe sora Ana Costin, Doamne, să binecuvântezi, Doamne Dumnezeule, pe toți acei care trec prin încercări grele. Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru, noi te chemăm pe Tine că Tu ești mângâierea noastră, Tu ești mântuirea noastră și Tu ești izbăvirea noastră, slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Mă rog, Doamne, ca Evanghelia care s-a semănat astăzi să aducă rod. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca cuvântul care s-a semănat astăzi să mântuiască, să ierte, să elibereze și să mai cheme la pocăință, Doamne Dumnezeule, pe cel care nu s-a împăcat cu Tine. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să dai autoritate slujitorilor Tăi, Doamne, care se ridică numele Tău. Mă rog ca prorocilor, văzătorilor, cântăreților, celor care stau în spărtură, care țin post pentru lucrători, Doamne, să-i întărești astăzi și să le răsplătești Tu, Doamne, o Mântuitorul nostru. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei care stau pe pat de spital. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei care sunt încercați, Doamne, și sunt, Doamne, concediați de la locul de muncă, așa cum se spunea, și își pierd, Doamne, pâinea, Doamne, să le dai putere să reziste până la capăt. Și noi toți știm că într-o zi vom da socoteală înaintea Ta și vom fi trași înaintea acestui popor, neam, Doamne, care nu Te cunoaște. Dă putere poporului Tău în ziua de astăzi să trăiască prin credință. Dă putere să ne ancorăm în Tine. Ridică-ne la o stare după voia Ta, că suntem slabi, Doamne. Dar așa cum ai întărit pe toți acești oameni despre care am mărturisit, care, Doamne Dumnezeule, sunt un or de martor pentru noi, Doamne, și știm că sunt împreună cu Tine în împărăția Ta, Doamne Dumnezeule, ridică starea poporului Tău în ziua de astăzi la o stare după voia Ta, la o stare plină de Duhul Sfânt, la o nădejde vie, la o viață sfântă, la o credință neprefăcută, ci să avem încredere în Tine că ești Dumnezeu care dai putere. Și dacă astăzi, Doamne, printre noi sunt oameni fără nădejde, Doamne, sunt în neputință și nu mai au putere de ridicare, de rugăciune, nu mai au putere, Doamne, în Duhul, Doamne, astăzi, în numele lui Iisus Hristos, te rog frumos, ridică starea oricărui suflet, mamă, tată, copil, tânăr, frate în vârstă, Doamne, pe fiecare în parte, în numele lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, și cred că ești Dumnezeu care ai putere, ai autoritate. Și mea galtu pradio civil, trăiască numele Tău cel Sfânt de Dumnezeu. Tu mântuiești, Doamne, Tu dorești viața noastră, Tu dorești, Doamne, mântuirea oamenilor.
Doamne, te rog frumos să fii cu noi și în lucrarea aceasta pe care o facem. Nu numele noastre, Doamne, să se ridice la iveală, ci, Doamne, numele Tău, Iisuse, numele Tău să fie proslăvit prin ceea ce facem noi aici, acum și în viața noastră de zi cu zi. Sfințește, Doamne, și pe Neluțu, pe Cătălin, Doamne, pe Alex, Doamne, pe cei care stau în spătură, pentru cei care, Doamne, Dumnezeule, își lasă comoditatea lor pentru a face voia Ta, Doamne, Dumnezeule. În numele Lui Iisus Hristos te rog frumos să întărești pe fratele Trifan, Doamne, să-i dai putere, sănătate, Doamne, și alți frați care, Doamne, nu mi-aduc aminte acum, dar încredințez pe toți, Doamne, și cererile care s-au adus astăzi înaintea Ta și în mâinile Tale. Și eu cred și avem nădejde că ești Dumnezeu care lucrez cu putere. Toată slava, cinstea și onoarea Ți-o dăm Ție, mulțumirea, Tată, prin Domnul Iisus Hristos, împreună cu tot poporul. Zicem amin, amin, amin.